Salutare first playeri, azi cu ceva mai neobișnuit. A trecut prea multă vreme de când v-am mai prezentat un joc de PlayStation 4. Star Wars Jedi Fallen Order este aici, s-a lansat cu o săptămână în urmă și apucăm și noi să-l jucăm pe PlayStation 4. Ok, este o poveste complet nouă, nu se mai încurează în trilogiile trecute și de această dată avem de face cu un joc de la Respawn. Știți voi, băieții care au făcut Titanfall și ce bine le-a ieșit. Hai să vedem care e treaba cu joculețul ăsta. L-am văzut la un prieten pe PC și m-a fascinat iluminarea și level design-ul. El a jucat așa vreo oră, două și n-a apucat să folosească prea mult din forță, așa că poate o voi face eu. Sunteți la firstplay.ro, eu sunt Alex și hai să ne jucăm din nou. Ok, dita mai user agreement-ul, Electronic Arts a avut multă treabă toamna asta între FIFA 20, NFS Hit și jocul ăsta. Ok, acceptăm toate cele, citim toate datele. Aș vrea să sar direct la final, dacă se poate. Ok, adjust brightness, move the slider until you can barely see the symbol on the left. Așa. Stereo speakers, subtitles on, ca să fie întotdeauna le pun on, mă întreabă lumea, de ce le-a subtitrele pornite? Pentru că unele personaje vorbesc cu prune în gură, sunt anumite extraterestri care n-au conformație umană. Să înceapă aventura. Chiar sunt curios de povestea asta, mai ales că suntem în mijlocul avalanșei Star Wars. Pe de-o parte avem The Mandalorian, pe care l-am văzut pe Disney+, pe de altă parte vine Star Wars, ultimul episod din noua trilogie, pe 20 decembrie. Așa, deci trebuie să aleg între patru moduri de dificultate. Story Mode, Jedi Knight, Jedi Master și Jedi Grand Master. Story Mode e prea easy. Jedi Knight, hai să luăm Jedi Knight. Poate fi schimbată treaba asta pe parcursul jocului, așa că dacă mi se pare prea ușor, rezolvăm. În ultima vreme mi-a fost atras atenția de către comentatori pe YouTube că am testat porcărioare de jocuri, nu jocuri serioase. În jocuri cu carne, cărnoase, cu poveste solidă. Acum avem un titlu aici single player, cu o poveste babană, care provine dintr-o franciză uriașă și de la o companie talentată, la un publisher de renume. Pare să fie rețetă a succesului și auspiciile sunt bune, pentru că v-am zis că îmi place la nebunie The Mandalorian. Cu șmecherii, cu conturi de SUA și cu VPN poți să vezi Disney+, și eu am văzut The Mandalorian. Și îmi place extrem de mult. Îmi place mai mult decât mi-au plăcut ultimele 6 filme de lungmetraj Star Wars. 7 și cu Rogue One, 8 cu porcăria cu Han Solo. Dar hai să vedem ce este nou aici. Ok, deci ăia răi. În continuare pe tehnologia asta cu TIE Fighter-e și cu cuirasatele astea spațiale. Imperiu moare, dar nu se predă, vorba aia. Și nu putea să le găsesc un roboțel mai mult sau mai puțin haios, mai mult sau mai puțin creepy. Personajul ăsta mi inspiră un fel de Peter Quill mai tânăr. Știți cine e Peter Quill? Guardians of the Galaxy, personajul principal. Are ceva de un Harrison Ford tânăr, un Indiana Jones tânăr. De la un banal fierar, mă rog, reparator, tinichi ger, la un viitor erou. Și uite așa începe poveste legendară. Hai să trecem la treabă. Cu X-ul sari. Ok, și avem și bara de viață în stânga jos. A început să mă cuprindă puțin nostalgia, pentru că îmi dau seama de faptul că jocurile astea pe care le joc acum, din marile francize, sunt ultimele de pe PS4.
Eu zic că următorul joc Star Wars să fie pe PS5. Următorul NFS o să fie pe PS5. Poate și următorul FIFA, deși nu o să mai, nu o să fie chiar așa de rapidă trecerea. Braca și Breaking Yard. Chestia aia seamănă cu un zeppelin. Sau nu. Din profil era zeppelin. De fapt e un covrig. De fix aia din Prometheus. Cred că ar fi cazul să-l urmăm pe omulețul nostru, să vedem ce vrea de la noi. Oh, snap! Cum ai ajuns eu acolo sus? Minunat! Unde ne băsui eu? Aș putea să alunec pe aici, să fac o șmecherie? Cum ar fi? Asta mi-am amintește de Final Fantasy 7, când făcea Cloud Strife Snowboarding. E, nu? Exact, asta e și replica la care mă gândisem eu. Hop! Aventurierul nostru. Un pic mai cerebral decât Harrison Ford, mă rog, Han Solo. E, acum să vedem ce facem. Aș sări, dar dita mai golul. Cred că pot să mă apuc de Oana Biliana aia. Here we go! Hop! Așa și... Deci clar lucrăm pentru aia răi, deși dacă suntem niște mecanici banali care nu țin cu nimeni, nu prea suntem părtinitori. Încă un salt și ar trebui să fie gata. E, acum până ne-am mai luăm. Jump and press to climb. Cred că pe aici... Sau nu, de fapt aici ar avea mult sens, da. Acest, ăsta se înscrie al Electronic Arts și Respawn. Acest Uncharted spațial. Și acum ce mai facem? Și dori mai multă interacțiune cu mediul din jur. Asta pot să zic. Aha. Hop. Și e să vedem noi. Cred că trebuie să dăm colțul aici, da? Băi, deci am un vibe de Prince of Persia, dar nu mai pot. Nu știu cum să zic. Doamne, zic că nu trebuie să iau pe bara aia, că mor. Urăsc chestiile astea. Trebuie să ții joystick-ul ușurel în mână, cel mai mic strănuț sau părțe, poate, de via, de la traiectorie. Calm, băieții, calm. Nici nu clipi. O geană ne la locul ei și o să cazi în abis. Coafura rezistă. Ok, am ajuns aici. Cal este slab și se poate strecura. Dacă era Jabba the Hutt, nu încăpea nici măcar un crac. Erau niște șobolani. Da. Condiții improprii lucrurilor. Mamă, apucă claustrofobia maxim. Jesus Christ. E, și acum? Trebuie să sar acolo pentru că e cu roșu și cu roșu era și mai devreme. Hop! Hai, tată. Așa și cred că trebuie să ajung la chestia aia. Păi, deci, până acum e fix Prince of Persia în Star Wars, nu știu cum să vă zic. Ceea ce nu e cel mai rău lucru. Hai, mă.
drop down. Ah, da, partea aia. Aș fi vrut să schimb partea totuși. Huh, mamă ce m-am speriat. Mi-a stat inima. Hai să-l găsim pe omușteanul nostru. Oh, mamă, mai am de mers. Sunt de mult. Aoleu. Cred că pot să cobor aici, nu? Întotdeauna cu replica la el. Îmi place, îmi place de chiar. Încă o liană. Hop! Am înțeles, tutorial, tutorial, dar la un moment dat... Oh, ce era să cădem. Și vibrează joystick-ul de numai. Oare trebuie să iau în jos sau în sus? Oh, snap! Oare e bine ce fac? Ia să vedem. Cred că are un sens. Ia să luăm pe aici. Și cred că iar o să alunecăm printr-o cuvă de asta enormă. Și poate îl găsim și pe Tartor. Bă, deci zic că n-am ajuns unde am plecat, că mor. Ar fi drăguț un pointer, o săgeată, să-mi zic că merge în direcția X. Asta e o liană. Ha, ok. Nu-mi știu ce mai fac idee unde merg. Sper să pot sări în direcția aia. Aleluia. Din nou vom merge pe ceva foarte tight. Ușurel. Ușurel. Până acum un fel de platformer. Kind of. Third person action adventure. Ce? Use the manual ce? Hop! Mamă, răul meu de înălțime e maxim. Got it. Your turn. Ok. Then what? Doamne. Rău de înălțime maxim. Hai să mai apăsăm încă o clemă de asta. Mamă, mi s-a făcut dor de extraterestru ăla ca de cea mai iubită persoană din viața mea. În sfârșit. Mamă, ce hal arată. Ce vremuri. Mi se pare mie sau tânărul chiar are o cicatrice mare pe gât, lungă. Și mi se pare mie sau e roșcat. Ia uite simbolul. Și cicatrice continuă și pe nas. And the pay was better back during the Republic, too. You really should watch what you say. Listen to me. Find us free like this, it'll be your ticket off this soggy walk. What makes you think I want out of here? Să se mână cu Sid din Ice Age. Michael, you're a young guy. You don't end up like me. Dacă s-ar fi apucat de droguri și ar fi cerut cămătărie, cerut taxe de protecție. Find your destiny. Uh-oh. Ne-a furat nava. S-a caternat cu expozițiunea, intrăm în intrigă. Și mi se pare că da, pot controla personajul în această alunecare haotică. Oh, God. Vai de capul meu cât de tare poate să arate grafica. Exciting. Mă întreb cum era pe nivelul mai mare de dificultate. Here we go!
Asta aș numi eu noroc, Cure. Vezi, cred că i-a auzit cineva de la Imperiu că vorbeau de bine Republica. Și au zis, a, da? Sunteți Jedi? Luați de aici. Ah! Nu pot să cred. Am folosit forța pentru o secundă. Deci băiatul ăsta e Jedi? Creatura asta mi-amintește de viermele ăla în care intrase Millennium Falcon. E cel puțin un văr de-al lui. Ca să nu mai vorbim de viermii din Dune. Aia da vie. Nu știu dacă am apucat să apăs la timp butonul R1 ca să folosesc forța. Cert e că a fost ceva fișii. Opa! Un nou Jedi. Până una alta îmi place voice acting-ul. Voice acting-ul lui Prauf. E foarte convingător. Emoția insuflată de glasul lui, ok. Cal mi se pare puștiul răsfățat care vrea să pară timid sau puștiul timid care vrea să pară răsfățat. Nu sunt foarte sigur de niciuna dintre cele două. Ăsta pare genul ăla de joc care ar fi fost foarte bun în anii 90, nu știu. Mi-l imaginez pe ăsta ca un point and click. Din epoca aia, Dreamfall. Ar fi rupt, sincer, ar fi rupt. Mist, Dreamfall, Siberia. Dacă îl făceau în genul ăla, și dacă se mai juca lumea așa ceva, era interesant, dar lumea vrea și acțiune. N-ai ce să faci. Nu mai vrea lumea Siberia, nu mai vrea lumea Mist, nu mai vrea lumea Dreamfall, nu mai vrea lumea Monkey Island, nici point and click. Cine a fost roșcat până acum în universul Star Wars? În ce se găsesc ăsta? Un tată, mamă, văr? Un personaj roșcat din Star Wars. Că ăsta puștea nu e roșcat, clar. A, știu cu cine seamănă. Seamănă cu Tom Holland din Spider-Man. Puțin la față. Are și un pic de Ben Affleck când era tânăr. Ok, cred că vom prelua controlul personajului din nou. A bad feeling about this. Da, deci iluminarea e stelară în jocul ăsta. Uitați-vă puțin la efectele de iluminare. Băi, deci cum e atmosfera la jocul ăsta? Zic, e un vis de ăla în care tot mergi, după aia cazi. Asta devine ciudată. Da, nu mai merge. Foarte ciudat. Dar nava asta n-arăta așa mai devreme. What the hell? Oricum asta clar e o navă imperială. După design. Mamă, ce trip. Când am văzut niște secvențe din jocul ăsta am zis, băi, seamănă cu Control. Ăla trippy pe care l-am jucat eu recent. Holy shit! Al cui ești, maică? Apprentice, mark well and listen. Master, trust only
That was intense. Train has stopped. Yeah. Something's going on. Ia te uită, stormtrooperii. Nu știu dacă știți, dar ăștia sunt inspirați de soldații naziști. Chestia asta se reflectă mai mult la comandanților, prin uniforme și căști. Ăștia fiind albi, nu prea asociază lumea cu naziștii, că naziștii erau îmbrăcați în negru, mă rog, gri, verde, uniforme Hugo Boss. E, uite, ăștia cu negru, mai degrabă. Toată povestea asta cred că e după Kylo Ren. Uite nava imperială, acolo ar trebui să fie un șef de-al lor. Sunt curios, cine mai e la conducere? Femeie. Din câte văd. Și un nene solid și alien. Is this all of them? Are o voce blândă. We seek a dangerous fugitive. This is no common anarchist, but a devotee of the treasonous Jedi Order. Ce creatură mai e asta? This traitor will result in a charge of sedition. Turn yourself in, or everyone present shall face summary execution. I think it's time someone came forward. N-ai tu față de Jedi. Way before the war. We refit and rebuilt ships. Best in the galaxy. Then came the Empire. And engineers became scrappers. The workers? They just started getting worked. Prof. We all know the truth. We're just too afraid to say it. O să fim pușcat. We're all just expendable. Yes. You all. No! Opa! This, a lightsaber. Băi, te-am mâncat în fund. Bă, săracul Prauf, chiar îmi plăcea de el. În viața reală aș fi avut turbul dislocat și o coastă ruptă. Ok, deci cu pătratul o să facem button mashing. Ce nu-mi place mie și mi-am dat seama acum pentru că văd lumina sabiei, e senzația de ușurime a personajului. E prea ușor. E prea imponderabil pe placa asta de metal. Asta e un bărbat de vreo 70-80 de kg, poate mai mult dacă e mai înalt, și nu se simte. Se simte că are 20-30 de kg. Gravitația e off puțin. În fine, trecem mai departe. Veniți și luați-vă papara! Ținem apăsat pe L1 ca să blocăm blaster shit. Ah, m-au lovit. Aha, deci poți să le și respingi. Ce tare. Ha, ce mișto. Hai, mai dați-mi. A, dar m-a și lovit. Foarte tare. Mă gândeam după cumva pot să și trag în ei, să arunc cu sabia ca un boomerang. Începe să-mi placă mecanica asta. Ok, acum hai să vedem cum ieșim de aici. Apăsăm pe ceva sau... Da. Ai. Mi-am amintește de secvența aia cu Woody Harrelson din filmul cu Han Solo. Aoleu, trăiți-a răul de înălțime.
Cât pe ce? Băi, și l-au făcut pe praf, săracul. Chiar nu plăcea de el. Și au băgat și sabia în piept. Era ciudată sabia aia, mă rog, era de aia dublă. Cum avea Darth Maul, parcă. Șansele sunt zero să fi scăpat. Ar fi drăguț să am ceva stealth, dar na. Target lock, switch targets. Ok, și ce? Băi, ești nebun? Ce mișcări are? Pușul este mai tare decât credeam. L-am făcut și pe ăsta. Ăștia cred că sunt aia care călăresc navele alea după... după cască. Par genul ăla care au navele alea lungi, care zburau prin junglă. Pe planeta lor, amici. Mă uită cum îi cheamă pe aia. Ewok. Da, aia care erau în pădurea cu Ewok, de legăsărea frânghii și le pogneau navele. N-ai murit, mă? Oh, da. Deci fix înainte să te lovească, apeși o dată pe L1. Și vei para. Cu R1 poți să slow an enemy. Mai să și vin încoa. Ah, ce bug. Ah, shit. Ce bug. Ăla tu continua să lovească în perete, în ușa aia. Use the force on object with a blue outline. Blue outline? Nu văd nimic cu blue outline pe aici. Ah, ba da, am văzut, gata. Holy shit! Și acum ce fac? Ia să mai facem o dată. Ah! Firea. Cred că ideea e să o opresc într-un mod în care o să mă bucă țăra pe ea. Așa, așa. Excelent. Asta e, tată. Hai că începe să fie tare. Doar că trebuie să ții minte combinațiile astea. Că altfel risc să o fur și mai am foarte puțină viață. Frumos, frumii. Oare să intru aici sau să intru în partea alaltă? Oare viața mi se reface automat? Unde ne băsuie? Pe aici. Din nou pe laterale. Stau foarte prost cu viața. Și nu mi-am dat seama încă dacă avem checkpoint-uri sau nu. Trebuie să avem la un moment dat. Ok. Și aici o să fie edita mai escadrila. O, uite-i. 4 băjeți. Ce Dumnezeu pot eu să le fac? Ah, deci pot să mă și rostogolesc. Asta e o armă nouă în arsenalul meu. Ah, firar. Am murit. Acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut primul episod. Asta este cel mai nou joc, Respawn, Electronic Arts, Jedi, Fallen Order, not bad, not bad, Star Wars, Jedi, Fallen Order. Îmi plac efectele de iluminare, dacă intru pe Google văd că jocul a fost apreciat la 94%, s-a lansat pe 15 noiembrie, e bazat pe Unreal Engine, este single player, am înțeles că are avea 20 de ore de poveste, poate mai mult, e pe PS4, Xbox One și Windows și, până acum, not bad. Not bad. Aștept să aflu mai multe despre Cal. Mi se pare o figură interesantă. O să mai facem episoade. La revedere!